În anii comunismului doar partidul decidea ce cărți aveai voie să citești, cunoscut drept fondul secret din biblioteci, unele titluri erau disponibile doar pentru puțini cititori. Printre ele, autori români din perioada interbelică sau autori străini. Istoricul Adrian Ciroianu a explicat pentru Euronews cine și cum avea acces la titluri secrete. Povestea literei S începe în 1948, când apare primul index cu cărți scoase din circulație. Chiar așa se chema, indexul cărților care sunt scoase din circulație. Asta însemna scoase din biblioteci, scoase din școli, scoase din manuale, din orice. Și lista asta s-a tot umplut de-a lungul timpului până bănuiesc în 89. Sunt surprins de numărul de cărți care erau totuși în România. Deci, v-am spus, în anul întâi ni s-a spus, în primul rând, că în momentul în care am întrebat-o pe doamna bibliotecară, că putem și noi să citim la litera S, ce lasă, dragă, învățați voi bine, să ajungeți în anul 4 și atunci când faceți lucrarea de diplomă, cu recomandarea profesorului și cu acceptul băieților de la partid, puteți citi ce vreți. Chiar așa ne-a spus. Ideea că nu erau accesibile este adevărată pentru marea masă a cititorilor. În schimb, erau accesibile dacă aveai o aprobare din partea unei organizații de partid. Nu terminai facultatea de istorie dacă nu erai membru de partid. Atunci nu erau decât fișiere de stil vechi. Și vedeai o literă S din loc în loc. Vedeai o literă S și tu știai, nici nu mai cereai, că n-avea rost ce. Era vorba de autori interbelici care, într-o formă sau alta, avuseseră legătură cu legionarismul. Erau personaje căzute în disgrația partidului. Poate chiar să fi fost vorba de comuniști, dar în anul 2 a venit Revoluția și a dispărut fondul S și am putut cere orice carte, ne-a dorit suflet. Dar era genul de literatură, de la literatură antipartid până la literatura considerată erotică sau pornografică. Evident că ce apărea în Franța, autor românii, a murit de curând scriitorul Bujor Nedelcovici. Primului roman, Al doilea mesager, apare prin anii 80 și apare la Paris. Cred, dacă nu mă înșel, 83, evident că erau câteva exemplare în România, că partidul era interesat să vadă ce apare, doar că erau la secret. Paul Goma, la fel, romanele lui nu le mai găseai în România. Nu. Deja din anii 50, mai ales după anii 60, în țară intra foarte multă carte străină, nu toată destinată tuturor. Dar pentru învățământul de partid, pentru învățământul ideologic, dacă vrei să citești un autor occidental proscris, puteai să o faci, dar cu aprobările de rigoare, ca să-l critici. Că era un joc permanent inegal cu cenzura de atunci. Erai cu minte, primeai o bucățică de tort. Din tortul cunoașterii, da.